93 de ani de la unirea Basarabiei cu România a fost tema unui colocviu organizat de Centrul Cultural Pitești prin Clubul de Istorie Armand Călinescu și Asociația Pro Basarabia și Bucovina. Istorici, cadre didactice și reprezentanți ai justiției au ținut prelegeri despre importanța unirii Basarabiei cu România. Timp de peste 100 de ani, acest teritoriu a fost supus unei politici de rusificare prin școală, biserică, distrugerea cărților, colonizări și așa mai departe. Însă a venit primul război mondial și fenomenul de deșteptare națională care se producea în Austro-Ungaria s-a produs și în Rusia. În 1917 a apărut un partid național moldovenesc și un comitet al ostașilor moldoveni. Acest comitet al ostașilor moldoveni a lansat cele 10 porunci adresate neamului moldovenesc, neamului românesc, și aș vrea să vi le citesc pentru că sunt foarte interesante și poate ar fi o lecție și pentru cei din zilele noastre. Nu uita că ești moldovean și că trebuie să rămâi moldovean. Nu uita că neamul din care faci parte este un neam mare și este înrodit cu cele mai alese neamuri. Nu uita că omul cinstit și deștept își iubește limba și neamul său. Nu uita că trebuie să vorbești cu frații tăi numai moldovenește. Nu uita de țara ta, scumpa și frumoasa noastră Basarabie, care mult a îndurat de la străini. Nu uita că în unire stă puterea și izbăvirea neamului moldovenesc. Nu uita că numai prin străduință și luptă vei dobândi drepturile tale. Nu uita că ești dator să lucrezi din răsputeri ca Basarabia să fie slobodă și autonomă. Două moduri în care ne putem asuma acest act de la 27 martie. De fapt, sunt mai multe, dar două sunt principale. Se poate face în interiorul țării prin promovarea acestui act, prin a-l accepta, prin a explica tuturor despre importanța lui, despre ce a semnificat, despre rolul important pe care îl are, nu numai în trecutul nostru, ci și în viitorul pe care îl putem avea ca stat, iar al doilea este pe plan internațional. Aici însemnând ca cei care se ocupă de politică externă a statului român să conștientizeze acest lucru și să transforme din relațiile pe care le avem acum cu Republica Moldova, cele care sunt, într-o politică externă reală. Asta înseamnă să se preocupe în mod constant de situația românilor de acolo. Nu înseamnă neapărat să aducem foarte mulți studenți în țară pe care să-i școlim universitățile noastre sau liceele noastre și pe care mai apoi să ținem aici. E esențial ca ei să se întoarcă de unde au venit cu pregătirea pe care o putem oferi în România și acolo să se preocupe de soarta celor care sunt la fel ca ei, dar care nu au avut putea să ajungă la studii superioare. Ce poate face România? Ce poate face România este, spuneam, să spune sus și tare, oriunde, că Basarabia este provincie românească, să susțină din punct de vedere al culturii, și cred că o face destul de mult, prin cărți, prin asociații culturale și așa mai departe, dar sunt de părerea domnului profesor care s-a exprimat mai înainte, și anume aceea că e bine că vin basarabeni la noi. Foarte bine. Mi se pare corect. Este un lucru normal. Suntem români, da? E bine că studiază în România, dar foarte frumos a spus domnul, și anume, trebuie să ne întoarcă acolo. Pentru că, până la urmă, lupta acolo se rezolvă, nu se duce. Noi facem aceste manifestări frumoase, mai ales pentru tânăra generație, să înțeleagă cum s-au petrecut cu lucrurile, ce semnificație au aceste evenimente. Dar, până la urmă, lupta, repet, se dă acolo. Acolo este marele pariu, să zic așa. Acolo, dacă reușim cumva să impunem, mai ales în mediul rural, am înțeles că e o problemă, n-am fost niciodată în Basarabia, deci nu sunt, dar din ce am citit, am înțeles că mai ales în zona rurală e problemă, acolo sunt probleme mari în care populația trebuie să înțeleagă că democrația are și avantajele ei, din nefericire democrația, ca și la noi, și atâta mai întâi de toate dezavantajele, și lumea este nemulțumită, lumea este, nu, privește cu nostalgie spre trecutul comunist, așa cum sunt și nostalgici de studii la noi în țară în privința aceasta. Am călătorit în foarte multe țări. Am ajuns până în China, până în America, dar singura țară unde mă întorc mereu, țară, aș putea să zic, soră a României, Basarabia, acolo merg în fiecare vară și merg cu tot sufletul pentru că acolo mă cheamă rădăcinile, așa cum ar chema pe fiecare dintre noi dacă ar pleca în altă parte. Aș mai vrea să spun că visul acesta al unirii a fost trăit de tatăl meu ani de-a rândul. Tata s-a prăpădit, din păcate, dar de câte ori la televizor
De-a lungul timpului s-a cântat Hora Unirii, Tata a plâns. Și în memoria lui păstrez aceeași pioșenie pentru Basarabia și visez ca odată să fie o singură țară, așa cum este normal. Pentru că n-aș putea, și frate mi se pare să zic, sau soră, mi se pare greu, că de fapt suntem aceiași. Românii de acolo vorbesc cum vorbim noi. Și când eram copil, verișoara mea din Basarabia învăța de Eminescu, învăța de Creangă, și eu întrebam, dar cum? Creangă este al nostru, Eminescu este al nostru. Și ea spunea, nu, pentru că și în cărțile lor, deși se scria cu slove chirilice, totuși învățau aceiași scriitori, istoria deci era aceeași. Nu dădeam seama pe atunci, că eram copii. Și aș vrea să citesc o poezie, vă rog frumos să mă iertați, dar din suflet o citesc. Se numește Scrisoare deschisă. Te iubesc, Doamnă Moldovă, blând și neîntinat pământ. Te iubesc în limba noastră și a lui Ștefan, Domnul Sfânt. Mi-este dor să simt suflarea, mi-este dor să te ascult, să colind prin codri veșnici ca și tatăl meu de mult. Mi-este dor să dorm sub ceruți răsfățat de-al tău alean, să-l visez pe Eminescu și român și moldovean. Precum Moise cu toiagul, fă uscat din prutul care am părțit cu lucii valuri, frontiere și hotare. Pune-i pod de flori pe maluri, frați cu frați sub tricolor, să ne strângem iar în brațe, încărcați de atâta dor. Să uităm de pașapoarte și uniți cu Dumnezeu, moldoveni, români, tot una, pașnic să trăim mereu. Deci actul fatal este un act constituțional. Deci are valoarea pe care noi juriștii o dăm astăzi unei constituții. Trebuie să subliniem acest lucru, pentru că, iată, alte popoare, oricare dacă, dintre popoarele occidentale din Europa, își marchează foarte bine fiecare asemenea moment istoric, care la rândul său este marcat de un act juridic, politic, cu valoare constituțională. Noi cam trecem peste această chestiune și nu prea ne mai ducem aminte de actul acesta de la 27 martie, nici măcar din punct de vedere politic, ca să-l marcăm măcar ca și moment semnificativ în istoria poporului nostru, în istoria dreptului românesc, deci în primul rând ca act constituțional. Aș mai remarca o chestiune, în acest document s-a pus pentru vremea respectivă, problema dreptului unui popor de a dispune de propria sa soartă, principiul autodeterminării, dreptul la autodeterminare. Personal am plecat de acolo în iunie 40, când aveam 6 luni. Vă dați seama că mama mea, care se căsătorise în decembrie 38, eu m-am născut în decembrie 39, în iunie 40 a trebuit să plece de acolo cu mine. Într-o seară, venind de la cinematograf, am văzut agitație mare pe stradă, mama suferea de inimă, tata nu i-a spus, deși lucra în cadrul armatei și știa despre ce e vorba. Când a ajuns acasă, a dat drumul la radio și a aflat că rușii au intrat în Basarabia. Și atunci a apucat și a făcut 2 valize, una cu lucrurile mele, una cu ale dânsii. Ne-a dus tata la gară, ne-a urcat într-un bun vagon, vă zic așa, că așa se chema, un felinar atârnat în mijloc, știu din poveștile mamei, care a făcut 3 săptămâni până la București. Ce mâncau în gări, îi așteptau oamenii de bună credință, care știau că trebuie să treacă și le aducea câte ceva de mâncare. Cu ce m-a hrănit pe mine, nu mă întrebați, probabil că vă dați seama. Dar n-a fost ușor pentru o tânără de 23 de ani să-și părăsească familia, pe mamă, tată n-avea. Mama, frații, soțul, să nu-i știe dacă o să-i mai vadă vreodată în viața dânsii. Și așa am ajuns în țară și am rămas aici, dar sufletul ne e acolo și ne doare și ne e dor. Nu putem face mai mult
Ne pare rău și nu pot să n-o spun personal și sunt de acord și colegii mei că momentul unirii cu Basarabia s-a pierdut în ziua podului de flori. Atunci era momentul potrivit, l-am pierdut și speranța nu moare niciodată sau speranța moare ultima, totuși sperăm să ne reunim. Manifestarea a cuprins și un program artistic susținut de profesorul Constantin Vărășcanu, actorul Puiu Mărgescu, elev de la școala numărul 1 Nicolae Simonide, coordonat de profesoara Alora Albulescu-Șerp și profesorul Alexandru Brichiuș. Limba ta se dor de mama și vâinile mai vin și prânzul e mai prânz și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge, nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. Scrisoare din Basarabia. Cu vorba-mi strâmbă și pripită, eu știu că te-am rănit spunând că mi-ai luat și grai și bită și ai năvălit pe-al meu pământ. În vremea putredă și goală, pe mine, frate, cum să spun? Pe mine m-au mințit la școală că mi-ești dușman, nu frate bun. Din Basarabia vă scriu, dulci fraste dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Ninge peste Bucovina. A căzut nici soarea peste Bucovina, nici s-a cuitare, nici s-a cucustiu. Din adânc răzbate glasul stup că-i viu. Zimbrii mai suportă trecutului vina. A căzut nici soarea peste Bucovina, ninge cu tăcere peste pietre sfinte, freamătă de jale codrul argintiu. Patria Enescu nu are târziu, se tot cer luceferi peste vechi morminte. Ninge cu tăcere peste pietre sfinte, se voronețește apa în izvoare, înserează pasul pe lespezi de dor, fără de hotare zidul de sub nor, urcă hechelia evului spre soare, se voronețește apa în izvoare. Se întorc din mituri miei pe mastină, pe suplie vântul urlă prin străbuni, eminesc cu mână cerul mai spre bun. Clopotele limbii frământă în fântână, se întorc din mituri miei pe la stână. A căzut din soarea peste Bucovina, nici s-a cuitare, nei s-a cucustiu, din adânc răzbate glasul stupei viu. Zimbrii mai suportă trecutului vina, a căzut din soarea peste Bucovina. Grigore Vieru. Inscripție pe stâlpul porții. De codru și izvor legați și frați planetei noastre întregi, suntem cu rana aliați. Dar voi, cu cine? Cu ce legi? Cu ura pentru al nostru grai, cu ura pentru al nostru plai, ce v-a primit frumos pe câți? Iar voi, așa nemulțumiți,